A revenit în direct în dimineața aceasta alături de noi doi dintre componenții echipei FC Hunedoara, Cosmin Dragotea și Muntean Răzvan. Bună dimineața! Și bine ați revenit la noi! Acum într-o pauză competițională sunteți, nu? Sau practic o etapă în care ați stat? Da, în etapa asta trebuie să jucăm cu Mădăsariu și nu, e cum s-a retras. Ați câștigat cu 3-0. Adică toată lumea. Nu se pune, mai bine. Nu se pune sau... Nu se mai pune. Dar spune-ne despre meciul din etapa trecută. Păi el, ca să vă spune mai multe, că eu nu am jucat. Bine, atunci spune-ne tot din teren și tu de pe margine. Să spun. Degeaba. Am dat noi vina pe arbitraj, că nici nu prea am jucat noi. Foarte bine, îmi place atitudinea ta, așa trebuie. Bă, ca și România-Grecia. Arbitru. A greșit arbitru, nu zic nu. Dar nici românii n-au jucat nimic. O să vă întrebăm și pe voi de meciul ăsta cu Grecia, ce părere aveți. Dar ziceți de al vostru, nu te. Am înțeles că primul gol a stat în minutul 70, nu? Da, primul minutul 70, dacă nu mai târziu. A fost la el, le-a dat 11 metri, știi? Dacă eu am făcut. Dacă nu le dădea. Auzi că el a făcut 12 metri. L-ai faultat pe ăla? Păi nu l-am faultat, da. Păi și atunci nici a dat 12 metri dacă nu l-ai faultat. Da, era acoperit, putea să dea 11 metri. Și a fost contact. A fost. Eu am atins mingea prima dată și el a venit, m-a călcat pe mână și arbitru a fluierat. A fluierat că noi o convenit lui. Da. Da. Puteam să evit și eu. Asta stăteam să nu ies acolo. Da, trebuia să iei o decizie. E asta, orice așteptat. Eu am considerat că trebuie să ies. Și a ieșit. Da. Păi ce acolo, mai plin de oameni afară? Ce s-a întâmplat? Du-te, fata, vezi tu. Merge, stați. Hai, nu dai plin de muncitori. Bun, și de pe margine, cum s-a văzut meciul? Păi, în primul rând, arbitrii ne-au enervat, ne-au iritat maxim și odată ce... Dar de unde a fost brigada de arbitri? În Timișoara. Băi, eu fost cu dedicație, nu contează de unde ești, că poate să fie de oriunde, dacă de la federație le zice băi, așa. Și vă dați seama, odată ce ești iritat și ești nervos și așa, nu mai poți să te concentrezi așa. Dar Cosmin spune că a jucat prost, e drept? Da, a fost un meci slab. Zim tu, de pe margine, cum s-a văzut? A jucat prost sau nu? Păi... Au jucat prost? N-am jucat prost, nu. Au jucat un pic mai bine ca noi și ne-au bătut. Am înțeles. Bun, următorul meci unde l-aveți? La Voltorii. La Lugos. Da. Acolo? Acolo niciodată. Merge. Doar Victorii. Ce ați făcut în tur? Ne-au bătut aici. Am bătut unul. Da. Greu, destul de greu. Da. O echipă bunicică. Da, Voltorii, Lugos. Bun. Cum vedeți voi, ce se întâmplă până la final, ziceți că aveți șanse. Bă, m-am uitat, fii atent, e foarte ciudat. M-am uitat la clasamentul ăsta. Am intrat pe FC Hunedoara, nu știu dacă e site-ul vostru sau ăsta, și era clasamentul ăla. Păi ciudat de tot clasamentul față de clasamentul ăla cu play-off-ul, cu punctele, cu mama naibii, cu... E cam încurcate. Da. Deci voi sunteți acum pe locul 2, dar de fapt sunteți pe 3 în clasamentul ăla alalt. Păi da, că... Să iau puntele numai dintre primele 6. Eu nu înțelegi nimic, deci să vezi, să fii atent aici. Adică înțelegi dacă te-a pus să calculezi pe aici, dar e destul de... Ca și când... Păi dacă te duci în primele 6, da. Depinde ce ai făcut cu ele. Păi asta e. Clasamentul. Da, dar mi se pare așa o prostie, ca și când joci meciurile degeaba. Adică nu contează câte puncte faci, dacă nu faci cu aia din... Păi poți să-i bătaie cu alea slabe care și da, dar să le câștigi celelalte. Da. Dacă bați pe celelalte, te duci în play-off pe primul loc, dacă bați celelalte. Complicat. Complicat și iurea de tot. Ziceți-ne, ați văzut meciul României? Da, am văzut. L-ai văzut? De ce? N-ai vrut să te uiți? Nu, am prins, că stau la casă și am Digi. Da, mă, vezi? Da, iată o mare prostie. Transmiți pe România TV să vadă numai o parte din populație. Trebuie să transmite TVR-ul, dacă s-au blocat. Da. N-ai pierdut nimic, nu sunt probleme. Tu l-ai văzut? Da, am văzut. Zic, părerea de fotbalist despre meciul de... Da, zic ca și fotbalist din... Mai bun ca noi greci. Dar bun, mai bun da, de slabi, ce? Da, slabi, uite amândouă echipele, slabe. Da. Unii slabi, unii mai slabi. Asta e valoarea noastră și... N-avem ce să căutăm, n-avem ce să comentăm. Perfect. Slab. Poate am prins și noi o zi proastă.
Asta, dar noi, noi mai, mai rar prindem zile bune, știi? Mai rar cu... Fii atent, cum face hunedoara. Stai să-ți explic cum e cum face hunedoara. Explică. Deci, eu... Fii atent aici, pe site. Zice așa, pe primul loc face Caransebeș... 28 de puncte. Da, pe locul 2 Fece Hunedoara 24 de puncte. Pe locul 3 Pandurii Târgu Jiu 22 de puncte. Da, colegul, ești atent? Da. Bun. Dar uite aici. Pe locul 1 Fece Caransebeș cu 13 puncte. Pe locul 2 e Milenium Giarmata cu 9 puncte. Și pe locul 3 Fece Hunedoara cu 9 puncte. Dar ăștia trecură în față. Pe locul 4 Pandurii. Da. Pandurii care îs pe 3, îs pe 4 dincolo. Bă, aici eu... Stai să vezi aici. Stau. La sfârșit când tragem linie, atunci trebuie să vedem. Fii atent, următorul meci îl aveți cu Lugoj, ați zis, nu? Da, da, și după aia cu Rovinari. Cu Rovinari. Am înțeles că dintre toate echipele Pandurii v-au plăcut cel mai mult cum au jucat. Cel puțin așa au spus colegii voi. Da, dar amândouă meciurile sunt importante, că și Rovinari pe locul 6. Deci, da, voi ar trebui să cam câștigați următoarele două meciuri. Toate trei. Toate trei. Când e ultimul meci toate în acest an? Dacă... În 6 decembrie. 6 decembrie și pe aceea o pauză... Dar ăla e ultimul care e acasă, știi? Până în ianuarie. Încă nu se știe. Până în ianuarie, februarie, martie, când va vreodată. În ianuarie începe pregătire. Păi stai că acum anunță Gino Iorgulescu, că mitică. Acum s-a schimbat, ce credeți că e? Da, nu mai merge așa. Mă, gata cu nea mitică. Deci, zi așa, cum e, acum, deci stai, câte așa, mai aveți așa? 3, da. Mai aveți cu Lugoju, după ce aveți la Rovinar. Acasă, cu Rovinar. Acasă aveți? Da, da, cu Rovinar. Cu și Rovinar la Turceni, acasă, în ultima etapă. Nu aveți ultima în casă? La Turceni. Dar voi, de fapt, mă, una mai aveți acasă. Da. Aia cu Rovinarul. Și în rest, toate în deplasare. Da. Bună chestia asta. Bună. Bun. Da, da, import, da, de fapt toate trei meciurile trebuie să le câștigați. Și stai să vedem, Caransebeș la un meci greu. Stai că zic acum. Ba da, Caransebeș are acasă cu Pandurii Târgu Jiu. Dar stai să vedem, deci în play-off, cine preconizezi să ajungă în play-off? Dă-mă o să-l place. Uite-le aici. Fece Caransebeș, Armata, Fece Hunedoara, Pandurii, Beci, Chechere cu așa și Jiu Rovinari. Se califică prima, nu? Numai prima. Sau primele două? Nu, prima. Doar prima? Da. Cam greu mă să mai ajuns pe Fece Caransebeș. Nu, e greu. Nu e greu? Mai ies două meciuri directe. Cu ei? Da. Păi mai alea din... Și câte ați câștigat cu ei? Păi nu am câștigat, nu. Dar nu, dar să ia punctele și cu ceilalți. Am înțeles. Deci tu poți să mai urci aici. Se calculează, da. Dar Caransebeș să nu mai joace. Ei, nu să nu mai joace, dar și Caransebeș mai au meciuri grele acum. Uite, Caransebeș are acum cu... Noi trebuie să batem. Ei o să trebuiască să stea și ei, noi avem un meci în minus acum. Știi? Știi? Știi cum e asta? Știi. Știi. Și România trebuie să bată cu 2-0. Da. Da. Și ei trebuie să câștige cu 2-3. Bă, deci a zis am o chestie. Zi. Domnii, tu să cine sunteți? Fece Hunedoara. Aveți bani pentru liga de fotbal? Avem. Poftiți. Nu aveți bani. Nu. Poftiți. Vă dăm arbitrii care trebuie și mai stați. Eu zic că așa au intrat și ăștia anul trecut. Că nu, am înțeles că a fost un teren intra Olimpia, prost, mare foarte prost niciodată la Caransebeș, da. Terenul. Am intrat și eu 5 minute. Ca da. Maxim, vezi că ai jucat și tu, te-ai păcărit. Deci da, ai jucat. Ai jucat 5 minute, nu. 5 minute, ai, de capițuri, că l-a băgat pe Maxim, trebuia să dea gol da, și pe tine. Da, un teren rău. Da. Denivelat. Cu cine ați început meciul? Ce formulă au avut? Cu tine în poartă? Eu, în spate? Vârtan. Păi da, cum l-ai folosit? Nu erai 6 metri, acolo tu ești tatăl. Eram ieșit. Și l-a aruncat, a sărit ca în bazin. M-a călcat pe mână. Au, ajutor, din ale. Și în prima repriză, tot așa a fost un contact. Dacă nu rămânea mingea la mine, sigur de 11 metri. Da. Bun, hai să zicem echipa cu care ați jucat la Caransebeș. Eu, tu, Vârtan în spate, cu... Petcu, Homei, stângă, Lorinț, Vaida cu Șoit, dreapta... Petrescu. Nicula? Nu, Petrescu, dreapta Petrescu, și... A jucat și Petrescu. Da, cu... Petrescu, dreapta și stânga lui Batu. Băi, față a jucat Petrescu, da. Nu, dreapta, mijlocaș dreapta. A, mijlocaș, mă, vezi, mijlocaș, dreapta. Dreapta și Uibariu în stânga și în atac... Pepenar cu Suciu. Ce sunt planurile în atac? Deci vezi, cu doi, tu ai atacat să jucat. Nu, Lobos, Pantelimon sau Tătărușanu? Zină. Pantelimon. Bravo. Dacă mai joc, Lobo îți apără poarta la hotelul Marriott. Ai vrea tu?
Nici măcar. Nici la Sarbis. Da. Da. Da, boss, e de-a nostru, dar e de-a nostru, dar nu mai prea știe să apere, e cam greu cu... La vârsta lui vorba ta ai dreptate. Da. Băieți, mulțumim tare mult. Mersi, succes. Următorul meci vineri, nu? Da. Vineri. De la ora? 2. La 14. La Lugoj. Ne revedem mâine de la ora 7 în cea mai bună dimineață. Să ai o săptămână bună. Pa, pa!